Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la Spania versus Cehia în Euro 2016. Va fi un meci interesant, foarte interesant, dar totuși știm cine va câștiga, nu? Așa din start normal este Spania. Dar totuși Spania acum trece printr-un moment destul de delicat, să spunem așa mai frumos. Având în vedere ce s-a întâmplat la Mondial, cred că au moralul destul de distrus, nu prea găsesc un alt cuvânt mai bun decât atâta să exprime moralul actual al Spaniei, mai ales având în vedere ultimul lor meci amical împotriva Georgiei, în care totuși s-a jucat cu mare parte din echipa, având în vedere că ultimul amical, minutele ultimele amicale, joci cu echipa care chiar crezi că va fi în primul 11 din Euro, nu? Corect. Bun. Dar Spania se pare că a pierdut cu scorul de 1-0 versus Georgia. Ce drept, nu pot să spun foarte multe detalii despre acel meci, pentru că nu l-am urmărit și dacă n-am urmărit un meci, prefer să tac dracul din gură și decât să spun prostii. Bun. Dar totuși, astăzi este Spania versus Cehia aici la Euro. Și eu unul personal zic că Spania are cele mai mari șanse să câștige acest meci. Și nu doar eu, ci și casele de pareuri o dau pe Spania ca preferată. Și, sincer să fiu, nu mă surprinde această decizie. Totuși, Cehia este echipă puternică, echipă frumușică, dar nu e chiar cine știe ce, adică normal, au un portar de clasă mondială, aș spune, o legendă. Și ce drept și în mijloc, nu e foarte rău, dar nici foarte bine, având dacă faci o comparație între loturi, între ce squad am eu acum actual cu Spania și ce squad are Cehia, este cam clar ce se întâmplă. Oricum, desigur, eu nu am pus anumiți jucători în joc, având în vedere că jocul FIFA deja mi-a ales cu cine să joc ce și că, opa, aici gol cu Diego Costa, minutul 11 sau 12, gol aici cu Costa. Din câte am înțeles, parcă Costa nu va juca sau cea de genul acesta la Spania, nu știu, a fost ceva chestie acolo, nu știu dacă s-au schimbat sau nu, asta a fost acum mult timp o chestie ce am citit eu pe internet. Acum mă rog. Nu sunt tare mare suporter al Spaniei, totodată vreau să accentez acest lucru în sens ca voi suporterii al Spaniei să știți să nu-mi tăiați jos capul, sunt doar un fan al fotbalului care spune propria opinie într-un video de acesta tip simulare despre jocul de astăzi. Bun, ies de aici pe Pedro, mâine mă. Și cum ziceam, poate sunt alți jucători și aș fi zis, bă, dar de ce nu l-ai pus pe ăla în echipă? De ce nu l-ai pus pe ăla în echipă? Pentru că știți bine cum este. Eu am intrat în kick-off și jocul FIFA îți alege câțiva jucători acolo care consideră el că merită să fie gen aleși la națională. Dar oricum, este o echipă frumoasă aici, o echipă puternică a Spaniei. Hai să vedem echipa Spaniei totuși. Avem acolo Costa, Silva, Pedro, Coque, Iniesta, Busquets, Piqué, Juanfran, Ramos, Alba și De Gea. Posibil că în real să nu fie așa normal, mai ales că am o senzație foarte clară că selecționerul Spaniei îl va alege pe Casillas în poartă în fața lui De Gea. Ce drept Casillas, da, este o grindă absolut imensă a Spaniei. Este un om care a scris istorie, nu știu câte selecții, un jucător chiar foarte bun și că îmi pare rău de el cum a fost dat afară de la Real Madrid și că acum joacă în Portugalia parcă. Dar totuși De Gea, un portar absolut genial, chiar că mulți zic că este un portar în top 3 al lumii și nu greșesc băieții, chiar este un portar de top 3. Normal, Neuer este Neuer numărul 1 și după aceea locul 2 și 3 începe să fie discutat. Poate fi ăla, poate fi ăla, poate fi ăla și desigur se ajunge și la De Gea în cele din urmă. Este un portar chiar excepțional și chiar că dacă Manchester United nu l-ar fi avut acum pe De Gea, Doamne feri ce ar fi fost cu acea echipă. Adică deja și dacă scrii De Gea pe internet o să vezi o grămadă de poze de alea trucate în Photoshop, dar foarte amuzante cumva cu De Gea care cară toată echipa Manchester United în cârcă la propriu. Deci e foarte amuzant. Dar oricum, bravo De Gea pentru aceste meciuri foarte bine jucate. De aceea l-am ales și eu acum în meciul acesta. Bun, dar în rest, mijlocul este absolut fenomenal cu Iniesta, Busquets care joacă, fai de capul meu de bine, și desigur Iniesta este Iniesta. Desigur, poziția de cam se poate discuta, având în vedere dacă joacă cu poziția de cam
sau nu. Eu l-am ales pe Koke, având în vedere ultimele sale apariții și toate cele. Mi se pare foarte interesant acest Koke, tânăr, puternic. Și ați văzut că mai nou la Euro, la foarte multe naționale, dar chiar foarte multe naționale, de obicei tind să aleagă jucători tineri. Dacă ați văzut și jocul Germaniei cu Ucraina, Ucraina vedea acolo numai copii tineri. E 19, 20, până în 23 de ani. Mă rog, desigur, vedea și alți veterani, desigur, care își făceau datoria. Dar totuși, până și la Ucraina se vedeau tineri. Deci, Anglia, să zice, că e cea mai o națională aici la Euro cu un lot plin de tineri. Deci, eu zic că și Spania ar putea să testeze această idee cu Koke care are 23 de ani. Deci încă poți să-l pui pe Koke fără nicio problemă acolo ca clasare de tânăr, că la 23 de ani chiar ești tânăr. Iar să vedem aici Iniesta, pasă bună către Silva aici către Pedro se oprește un pic, pasă aici interesantă către Silva șutează, dar Peter Cech apără acolo fără nicio problemă. Cech, incredibil, ce frumos a apărat acolo. Revenim, Piqué către Sergio, aici nu știu, cred că a fost hands sau ceva acolo la Sergio. Ia să vedem, minutul 38, meciul continuă, Spania este în avantaj aici, în prima parte a meciului. Hai să vedem, Diego Costa aici, pasă frumoasă către Pedro nu se grăbește, Pedro, foarte frumos stopul lui Pedro pasează aici către Costa, a fost interceptată acea pasă. Hai să vedem aici Cehia, ce a făcut acolo, opa, pericol. Dar deja Spania una a doua a venit în apărare, nu mai este niciun pericol. Ramos, incredibil, ce apărător poate fi acesta. Decide în minutul 42, decide egalarea. Ai, ce gol frumos de către acest cec. Ia să revedem din nou golul Cehii aici, foarte frumos a finalizat-o. Frumos pac cu capul, ai, foarte tare. Este scorul 1-1, Necid aici dă gol 1-1. Ai, ar putea fi așa și în real, nu zic, sunt cea șanse. Dar totul depinde de jucător, nu? Este fotbal, în fotbal se pot întâmpla și surprize, știm bine, poate o echipă mare să o dărâme pe una mică, poate echipa mare să o dărâme total pe cea mică, cum toți preconizăm. Cine știe, ia să vedem aici pe Iniesta, aoleo. Sunt foarte curios dacă va fi ales Juan Fran pe poziția de dreapta, având în vedere moralul său, care eu zic că e chiar scăzut rău de tot moralul lui, având în vedere ratarea acelui penalti, știți voi, la Champions League. Eu zic că Juan Fran nu mai e tocmai așa de, cum zic eu, în formă concentrat. Asta este opinia mea personală, poate și-a revenit de atunci, dar nu știu, să ratezi așa un penalti și na, știi că echipa ta, Doamne feri, să nu fii în ghetele lui, Ia să vedem aici pe Silva, blocat acolo puțin, hai băieți, ia câte puțin, revenim noi. Ia, frumos aici Cehia, tiki-taka Cehia, aici Iniesta recuperează mingea, pasează aici către Sergio foarte bine către Koke către Juan Fran, nu se grăbește, el stă frumos, examinează terenul, pasează aici către Pedro, dar a fost interceptat. Cehia, foarte bine ține Cehia de minge, scorul 1-1, mă repet din nou, foarte interesant acest scor și foarte interesant meciul, parcă este puțin la egal gen meciul, minutul 50 aici, hai să vedem aici Cehia din nou cu o fază de aia care mi-a dat gol, dar niciunul din jucătorii cehi n-au reușit să prindă mingea, aoleu, ce se întâmplă cu jucătorii cehi? Au lăsat-o să dea ei, așa, ok, am înțeles acum. Ia să vedem, Sivok, pasă acolo, interesantă, opa, oi, câte pase interesante fac aici cehii. Nicio problemă pentru Juan Fran către Pedro aici frumos către Diego Costa aici către Silva, un stop superb acolo, Silva, o pasă lungă către Pedro. Pedro, când credeam că Pedro va finaliza faza, a fost acolo interceptat de către apărătorul ceh, fără nicio problemă pentru Cehia. Totuși,
Sunt curios de Spania, Acum câțiva ani ziceai, acum mai mulți ani, ziceai Spania, te gândeai, bă, echipa asta s-ar putea să câștige mondialul. Acum a zis Spania, zici, bă, ce să zic, sper să ajungă în semifinale. fără hate sau cea de genul acesta pentru fanii spanioli aici de Naționala Spaniei, trebuie să recunoaște și voi, nu știu, mai ales în mondial, nu știu, frate, ce se întâmplă cu Spania, prin ce moment trece, dar, oară, fi selecționerul de vină, habar n-am, dar acolo se întâmplă cea la Spania, că totuși o echipă atât de frumoasă, atât de puternică să nu mai fie așa o candidată la putere, mi se pare ceva foarte, foarte bizar. Dar, na, ce să zic, eu niciodată nu prea țineam cu Spania, aici știu că o să-mi iau niște înjurături, dar zic adevărul, așa îmi place mie să fiu direct și să zic adevărul, cine apreciază, apreciază, cine nu, nu. Bun. Ia să vedem aici, cartonaș galben acolo și totodată avem o lovitură de penalti. Ia să vedem aici cu Diego Costa. Diego Costa! Ai de pula mea! Ai de viața mea! Diego Costa o șutează pe lună în puhii mei. Vai ce prost am dat penaltiul ăla. Ce drept nu FIFA 16 mai nou, nu știu mă, dar parcă nu mai primeam penaltiul ăla, mi-am ieșit din mână. Dar totuși mână halul ăla. Holy shit! Aoleu! Dar totuși, bă, dacă stai să te gândești să primească Spania 11 metri și toate cele și poate, mă rog, nu, clar, nu cred că o să fie Diego Costa ales, dar, mă rog, presiunea foarte mare ar putea fi ceva acolo. Este mai aici Cehia, nu se grăbește, ce pas e plasat interesant acolo. Dar n-au reușit să prindă. Hai să facem și o schimbare aici, facem niște mici schimbări, îl vom scoate pe Koke și îl vom pune pe Isco și totodată pe Fabregas în locul lui Busquets. Două schimbări așa în mijloc, zic eu, că care ar putea fi realiste. Am un Isco ca Isco, având în vedere nu știu ce Isco și-a pus o parte ceva, vreo 30% din fanii Real Madridului pe capul lui și un picuț cam mare hate-ul, să zic așa, hate, poate nu mă exprim corect, dar totuși și-a pus în cap ceva fani și nu-i tare de bine cu Isco, dar totuși este tânăr și eu zic că ar putea fi ales așa în squad, adică totuși bă, e tânăr și mulți, cum ziceam cu cea timp, mulți jucători tineri sunt aleși mai nou să joace pentru că este logic, trebuie frate să legi generația următoare să ia locul veteranilor, care totuși și veteranii își fac treaba și vor mai fi aleși, dar totuși, știi, este ușor timpul să... Hai să vedem și altceva mai nou, că bă, ăsta n-a mai rezistat până la mondialul următor, poate, zic și eu așa, sau până la europeanul viitor, poate. Că, na, știți cum e, încă 2 ani vine mondialul, încă 2 ani vine europeanul, asta e un picuț enervant, că cam mult timp, bine... Normal începe câteodată un picuț mai repede, că sunt acele meciuri de baraje, minuni, să se aleagă echipele ce ajung în grupe, tra-l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 a. Dar, na, Diego Costa aici, dar check apără, superb apără acolo, check, foarte bine apără acolo, check, incredibil, check, ar putea fi omul meciului, a avut acolo niște intervenții absolut superbe. Iar să vedem aici pe Pedro, ia că reușește Pedro să țină de minge, Pedro pasează către Iniesta, Iniesta șută și nu se întâmplă nimic și Fabregas acolo, nu știu ce a trecut prin cap, de a prins mingea aia pe piept acolo, mai bine grabă o să se iasă. Iar să vedem aici Pedro. Pedro, Cehi atacă foarte bine, atacă Cehi. Chiar că am vrut să fac aici o simulare cât mai realistă a jocului și tot așa vreau să fac de-am încolo. Din câte se și bine vede, 1-1 aici cu Cehia, ar putea fi așa și în realitate eu zic că totul este posibil în fotbal. Dar totuși aș spera chiar mult pentru Spania să câștige acest meci. Să le mai ridice așa moral, mai ales după meciul ăla cu George. Yes, vedem aici Fabregas, totuși poate că dacă aș fi eu selecționerul în locul lui Sergio Busquets, l-aș pune pe Fabregas, dar totodată și Busquets este într-o formă chiar foarte bună, chiar mi-ar fi greu să aleg așa mijlocașul între, deci să aleg între Fabregas sau ăsta, mi-ar fi puțin greu, dar totuși aș tinde puțin spre Fabregas, având în vedere
conexiunile care le face el pe teren, câteodată e un pasator absolut genial acest Fabregas. Dar chestia este să fie în formă, asta am văzut și la Chelsea, câteodată când e în formă, băi, Dumnezeu pe pământ la Chelsea, dacă câteodată când nu e în formă, stai și te gândești, ce dracu cauți acolo, bă, Fabregas, băgamea șpixu, bla bla bla, în tine, da, oricum. 3 minute suplimentare, zice aici arbitrul. Cred că se va termina 0-0. Spania aici nu mai prea face mai nimic. Și ce? Aoleu, Fabregas accidentat aici. Ai, 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 Fabregas accidentat. Hai că-l punem pe Cazurla aici. Și-l voi pune pe Isco, că Isco poate să joace mult mai bine ca și CM. Așa, hai să-l băgăm pe Cazurla. Așa, opa. Aoleu, băi, Fabregas, fix că acolo când mă puneam și eu pe țintă, chestii, trestii, tiki-ta, ca să dau tare. Vai, Doamne, Fabregas a accidentat acolo. Oare vom avea o accidentare și în meciul real? Aceasta este întrebarea. Ia să vedem. Aici, hopa, hopa, hopa. Oh, bun, bun, bun. Ai cazul la... Ai, fix când să mă duc în atac. Arbitrul fluieră, final de meci. Aici, final de meci. 1-1, Spania-Cehia. Da, un scor interesant, dacă așa zice simularea, oare așa va fi și în realitate? Puteți să spuneți și voi opiniile voastre în comentariile de mai jos. Eu oricum aș vota, dacă ar fi să mă duc la pariuri, aș vota desigur pe Franța posibil egal, deci 1x sau cea de gen, nu mai știu, Spania prima sau a doua, indiferent. Eu zic Spania posibil egal, dacă ar fi să pun la pariuri Spania posibil egal, că nu știi niciodată cu Spania, chiar dacă Spania are o cută bună la pariuri și ea este aleasă totodată favorită, bună, în sens că na, e mică, micuță cota, dar totuși mai scoți așa o sămânță de acolo, dar chestia este clară, nu știu exact ce să zic de moralul Franței, cu Georgia, ce s-a întâmplat la mondiale, cu Juan Fran acolo, ce s-a întâmplat la Champions League. Multe și multe chestii aici care sunt așa în mister, în umbră, în ceață și poate să decide aceste lucruri meciul. Eu zic că egalul este o chestie foarte posibilă aici în meciul din această seară, chiar dacă până acum în meciurile de Euro s-au văzut foarte, foarte puține egaluri, chiar foarte puține egaluri, mă rog, acolo cu Rusia și Anglia, dar în rest, mare, de multe ori, o echipă câștigă. Deci de asta zic că Spania posibil egal, dar nu se știe niciodată. Oricum, sper că v-a plăcut acest video. Sunteți și voi bine, veniți aici să vă dați opiniile în comentariile de mai jos, desigur într-un mod respectos. Nu uitați de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Vreți numai bine, bucurați-vă de fotbal, bye bye!